Vă spunem bun venit în această după-masă și dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu cu imnul 50. Înaintea ta, Iisus iubit! Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru, care locuiești în cerurile înalte, venim în fața Ta în această clipă de după masă, de Sabat Sfânt, să-ți mulțumim că prin harul Tău ne-ai ajutat să venim aici, în locașul Tău de închinare. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru această favoare minunată de a numi copiii ai Tăi. Amin. Dă-ne, Doamne, puterea ca să rămânem pentru totdeauna copiii ai Tăi. Și ajută-ne, Doamne, să-ți facem cinste și numele Tău să fie binecuvântat prin biserica noastră. Amin. Te rugăm acum să privești cu multă mișcătoare asupra noastră și Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să curețe inima noastră, să golească tot ce este, nu este după voia Ta, ca astfel să fie goală a primi cuvântul Tău și să rămână și să aducă rod de fapte bune. Amin. Pentru solul care l-a rugat în această după masă să ne vestească în cuvântul Tău, Te rugăm, Doamne, să-L faci un sol sfânt, un canal sfânt prin care să servești Tu binecuvântările cerului supra copiilor Tăi. Amin. Dă-i Tu înțelepciune și putere și fă, Doamne, ca solia să fie potrivită pentru timpul în care trăim. Amin. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi și în restul săptămânii și vieții pe care vrem trăi pe acest pământ, să ne pregătim ca un singur om pentru venirea Ta, să ne facem datorie și lucrarea la care Tu ne-ai chemat, și astfel, Doamne, să ne pregătim și prin Duhul Tău cel Sfânt să fim gata să Te întâmpinăm cu bucurie. Amin. Îți mulțumim, Te lăudăm și binecuvântăm în numele Tatălui, Fiul și Sfântului Duh și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vom lăuda pe Dumnezeu, așa cum obișnuim, să cântăm împreună cu cântarea Veste bună avem de sus. Rog pe sora de la calculator să deschidă fișierul pentru cântarea aceasta. Veste bună avem de sus.
Dragii mei, în după-amiaza aceasta vom continua călătoria noastră și explorarea noastră în tezaurul acesta. Astăzi discutam cu cineva și mi-a zis, e atâta bogăție în cartea asta, nici nu m-am închipuit că pot fi atâtea teme, atâta lumină intersectată în cartea aceasta. Ne vom opri în după-amiaza aceasta în continuarea studiului nostru la un aspect din viața împăratului ca soț. Păcatele oamenilor nu diferă cu nimic între ele. O prostie împărătească nu este cu nimic diferită de o prostie țărănească. Amândoi au făcut o prostie, dar decât că împăratului circulă pe tot pământul, bineînțeles, iar a țăranului poate nu știe nici satul lui, dar tot prostie au făcut amândoi. O familie bună poate avea cineva pierdut în munte, nu știu unde, sau o familie cineva care este foarte sus spus. Nu diferă, oamenii sunt supuși acelorași slăbiciuni, indiferent cât de sus poate fi cineva așezat, la absolut aceleași slăbiciuni. Și citind versetul 1 din capitolul 2, observăm că după furtuna aceea grozavă în care Vasti nu se arată înaintea împăratului, și în care împăratul strânge imediat Consiliul de Ministri și aceștia într-un glas îl sfătuiesc, e caz de divorț acesta, este caz de separare, m-am temut că și fiica mea m-a întrebat, tată, ești sigur că n-a omorât-o? Zic, nu sunt sigur, dar istoria nu susține cu nimic până la ora aceasta, cel puțin, ideea că a fost executată. Nu. Și chiar trădează faptul că s-a luat o măsură mai blândă în dreptul ei, în sensul că doar i s-a interzis prezența în Palatul Imperial, faptul că s-a luat o măsură mai blândă în dreptul ei și nu măsura capitală și fulgerător și pe loc să se întâmple așa ceva, acest fapt arată că domnii miniștri și împăratul simțeau că nu au toată dreptatea în ceea ce fac, n-au avut siguranță și simțeau că n-ar fi putut justifica în fața Imperiului o așa pedeapsă aplicată împărătesei acesteia, despre care noi o să discutăm puțin mai încolo și o să ne dăm seama că Satana avea tot interesul, disperat interes să o îndepărteze din locul acela pe Vasti. Pentru că imediat ce veți observa faptul că în capitolul 2 ea este îndepărtată, în capitolul 3, la începutul capitolului 3, urcă la putere un om cu numele Haman. Imediat ce împărăteasa Vasti nu mai este acolo. De ce nu a fost urcat la putere Haman mai înainte? Că era tot prin preajmă pe acolo. Nu a putut să treacă de ochiul cercetător al acestei regine a casei. Femeia aceasta a fost de o integritate și de o luciditate atât de clară încât a spus să nu iei în preajma ta pe un astfel de om. Omul acesta nu-i curat. Vorba, e o soră la Lomarim de a spune, tu nu ești curat dacă ceva nu-i se pare în ordine. Și ea, nu, cât a fost ea acolo, acest Haman nu a venit. Și nu văd posibilitatea, dacă ea era în continuare la împărăție, nu văd posibilitatea ca Haman să fie ascensionat la putere. De când ne-am căsătorit, prima grijă care am avut-o cu soția mea a fost să-i dau un citat foarte încurajator. Cred că a doua zi a fost după ce ne-am căsătorit. I-am dat un citat foarte încurajator care suna așa. Cel mai puternic element corupător spre rău pentru un pastor sau pentru un lucrător al lui Dumnezeu este soția, poate fi soția lui. Și Satana nu lucrează prin nimeni atât de eficient cum poate lucra prin această persoană. Și am avut grijă a doua zi după nuntă sau a treia zi să-i fac cadou soției citatul ăsta. Și trebuia să... Da, dar am zis, zic, mai bine mai târziu decât niciodată, că chiar așa o să și învățăm. Asta este tema lecției de astăzi. Și am discutat cu frații în diferite părți și vă spun și vouă acum, când invitați pe un pastor la biserică să vă fie pastor, nu căutați să-l cunoașteți doar pe omul acela, ca pastor. Băi, este un foarte bun vorbitor. Și ce cu asta? O grămadă de vorbăreți sunt în lumea aceasta. Nu. Vezi și ce fel de soț este omul acesta. Vezi și cine este sfetnicul lui numărul 1. Vezi tot completul de lucruri.
eram într-o comunitate unde am fost mai pe vremuri, mă rog, undeva, și dacă încercam să discutăm și noi ceva la comitetul bisericii, frate, facem cu tare sau cu tare lucru, dânsul ne spunea, fraților, să ne mai gândim. Și acest să ne mai gândim însemna să ducă acasă, discuta cu doamna și dacă ea nu vrea să pună în comitet o doamnă din biserică de acolo, că nu se avea bine sau pe cineva, atunci dânsul venea înapoi și spunea că nu e de la Domnul treaba asta, fraților, să lăsăm deoparte. Și, domne, poate nu e de la doamna, dar de la Domnul eu zic că o fi. Dar de la doamna nu este, dar de la Domnul poate că este totuși. Știi? Asta este. Împăratul acesta a avut pe cineva lângă el care trebuia prețuit extraordinar. Și acum în versetul 1 spune, după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasverus, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Spun, frate, azi învățăm o lecție practică cu care ne vom întâlni în seara asta când plecăm acasă, pe stradă, oriunde. Lecția numărul 1, nu lua niciodată hotărâri sub imperiul mâniei. No. Ești mai rău decât beat. Dacă ești beat, nicio problemă. Ai băut, ești beat, încă poți să vorbesc cu tine. Beat fiind. Încă poți să conduci mașina când ești beat. Încă poți să mai faci multe lucruri. Unii sunt mai buni meseriași. Un zugrav al meu, după ce s-a îmbătat, atunci făcea o meserie, de n-aveai treabă cu el, știi? Dar un om mânios sau un om înfuriat este un om turbat. Deci nu te poți... Zice Biblia, mai repede te înțelegi cu o ursoaică răpită de puii ei. Dumneavoastră ați întâlnit vreodată urs? Nu cred. Ați întâlnit 5 urși? Da. Dar să întâlnești o ursoaică răpită de puii ei, vă dați seama cam ce înseamnă? Eram la școală în clasa 1-a și mi-aduc foarte bine aminte de ursulețul care a căzut în vâltoare și cum s-a aruncat ursoaica după el acolo și ce a făcut. Dar zice că mai repede te înțelegi cu o ursoaică de felul ăsta, să stai să negociezi cu astfel de ursoaică, decât cu un om în timpul furiei lui. E mult, mult mai periculoasă decât... Și Mântuitorul numește furia aceasta și mânia aceasta turbată, o numește crimă și stare criminală. Zice, cine se mânie este un criminal. Sub imperiul acesta a fost luată hotărârea în dreptul ei. Acum omul s-a răcorit și se gândește la ce a făcut ea. Și a zis, stai puțin, de ce a făcut femeia aceasta ce a făcut? Acum își dă seama că, de fapt, ei toți erau călcători de lege și trebuiau puși behind bars, toți miniștrii în frunte cu regele, cu toți, pentru că ei forțau cetățenii țării să calce Constituția țării. Și singura persoană care a stat pentru Constituție a fost Vasti, cu ocazia aceea. Și este un aspect acesta, dar mai sunt alte aspecte care erau acolo. S-a gândit la ce făcuse ea. Da, tot studiind treaba aceasta, mi-am dat seama, măi, să știi că Ahasverus poate că a avut și el ceva rude românești, sau să vedem dacă nu fi fost, adică i-a venit mintea românului cea de pe urmă, se numește. Și din motivul acesta mă gândeam, nu fi fost și el după la noi cumva, că ăștia au mai trecut peste diverse teritorii, dar mă rog, înțelegem că românul se gândește mai apoi și el s-a gândit mai apoi. Și am avut tristul privilegiu în lucrarea pastorală să cunosc o mulțime de oameni care s-au gândit mai apoi, sau mai târziu, sau prea târziu, câte unii dintre ei. Dar cheia nu este aceasta. Cheia este o altă astăzi după amiază despre care aș dori să vorbim. S-a gândit la Vasti, la ce făcuse și la hotărârea luată cu privire la ea. Sunt lucruri în viață de care ne dăm seama că sunt rele, dar sunt de o așa natură încât nu mai pot fi schimbate. Ce se întâmplase aici, după legea mezilor și perșilor, nu avea întoarcere. Vă povesteam de criminalul care a fost băgat peste mine noaptea aceea în arestul securității, care era plin de sânge și beat și gemea că omorâse pe nevasta lui atunci și l-a arestat de la fața locului. Și către ora 3 dimineața, lucrând cu sufletul lui și în rugăciuni mari, omul acesta a început să trăiască experiența trezirii conștiinței lui. Vă mărturisesc că avea intenția să înfigă dinții în fiarele de la pat. Ar fi apucat fierul cu dinții, nu știa ce să sfărâme, ce să facă, pentru că își punea întrebarea de ce s-a mâniat în așa hal, pentru că ea i-a zis de ce te-ai îmbătat, de ce ai băut, probabil și-a pus mâna pe cuțit și a tăiat-o, a omorât-o.
Nu, acum s-a trezit și ar fi vrut cumva să întoarcă experiența înapoi, dacă se poate, să mai îndrepte ceva. Nu, după legea mezilor și perșilor, anumite greșeli în viață care le facem sunt irreversibile. Nu se mai pot schimba niciodată. De aceea ar trebui să fim foarte atenți ce pași facem. Pentru că la un moment dat, în slăbiciunea omenească, gândim că totul se îndreaptă în cele din urmă. Cu Dumnezeu să știți că se îndreaptă totul. Dar nici Dumnezeu nu poate să schimbe anumite lucruri pe care noi le-am făcut în viața aceasta. Nu mai întoarce nimeni timpul înapoi, nu mai dăm filmul înapoi. Noi suntem învățați că am pierdut o imagine la DVD. N-are nimic, îl dau înapoi și mă uit iar de la capăt. Și îl dăm înapoi și ne uităm iar de la capăt. Degeaba. În viață nu se mai pot face anumite lucruri. Dumnezeu a iertat pe David, Dumnezeu a iertat pe oamenii lui din vechime, dar niciodată n-a putut șterge recordul lor. El a rămas acolo. În timp ce Dumnezeu l-a iertat pe prietenul meu din țară, un frate, un prieten scump care a primit credința, Dumnezeu l-a iertat de păcatele lui, dar n-a putut să ierte stomacul lui, a cărui flora a fost complet distrusă de alcool și a murit foarte de tinerel, distrus total. Dumnezeu l-a iertat, l-a primit, l-a mântuit, o bucurie extraordinară, dar nu s-a mai întors niciodată înapoi efectele a ceea ce a făcut. Și marele împărat, cât era el de împărat, că el știa să poruncească totul în împărăția lui, nu are nicio putere să poruncească acest lucru. Vă amintiți expresia din Marea Luptă? Că în cărțile cerului totul este înregistrat cu o exactitate teribilă. Și nici cel mai viteaz om de pe pământ nu poate să recheme raportul unei singure zile. Vreau să nu, stai puțin, nu-mi place cum a ieșit, vreau să o luăm de la capăt, cu plăcere. O luăm de aici încolo, dar de aici înapoi nu se mai poate face absolut nimic. Aceasta era legea mezilor și perșilor. La ce se va fi gândit el cu privire la hotărârea luată în dreptul ei? În mod sigur, și-a dat seama că ar fi trebuit să stea de vorbă cu ea și să întrebe, să spună, scumpa mea, tu niciodată n-ai avut atitudinea aceasta, noi întotdeauna a fost cerul pe pământ. Cum s-a întâmplat? Sau ce vrei tu să-mi comunici mie prin faptul că tu reziști în felul acesta și știi că eu sunt în fața unui imperiu întreg, e o lume care se uită la noi și spune-mi tu mie ce se întâmplă, care e problema? Și atunci împărăteasa Vastii ar fi spus, împăratul trebuie să-și aducă aminte de legea pe care el a dat-o. El trebuie să fie primul om al legii care spune că o femeie nu are voie să fie prezentă într-o adunare de acest fel, cum era acolo. Tu nu trebuie să mă chem pe mine acolo. Și dacă eu fac acest lucru, nu voi da un bun exemplu în fața țării, dar voi îndemna la nelegiuire și la insubordonare întreaga țară, întregul imperiu. Voi fi cel mai rău corupător, cel mai corupător exemplu pentru țara mea. Dar Ahasverus nu și-a luat timpul acesta de a sta de vorbă. Fraților, aș vrea să discutăm acum un termen de casă. Suntem supuși greșelii la fiecare pas. Orice faptă facem este o greșeală. Inclusiv faptul că stau aici în prezența dumneavoastră astăzi și prezint acest cuvânt. Vreau să vă spun că nu pot să fac acest lucru fără să păcătuiesc. Sunt aici. Nimeni nu poate să facă binele fără să păcătuiască. Nu discutăm de rele, lăsăm relele la o parte. Discutăm de bine. Orice bine este pătat de egoismul care e în fibra noastră. Noi suntem aceștia. Din pricina aceasta, nicio faptă a noastră n-ar putea fi luată și dusă înaintea lui Dumnezeu. Absolut nimic. Ceea ce ajunge înaintea lui Dumnezeu ajunge prin Hristos. El stă în dreptul nostru înaintea lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu. Suntem supuși greșelii. Dar ce doresc să învățăm din lecția aceasta de astăzi? Ți-ai dat seama că ai fost rău într-o anumită împrejurare? Nu fi rău până la capăt. Oprește-te. Poate mai este un singur pas până la prăpastie. Și îți dai seama că ai fost rău. Nu mai merge mai departe. Ia-i satanei satisfacția ultimului pas pe calea răului. Sau poate îți dai seama că ai fost prost. Asaf scrie Psalmul 73, scrie, uite, mă uitam la lumea altă cum le merge, ce face, cum... și zice, când am mers în casa lui Dumnezeu, zice, odată mi-au zburat gândurile și mi-am dat seama că eram prost.
Și mi-am dat seama că eram prost. Dumneavoastră v-ați dat vreodată seama că ați fost proști? Nu cred, unii sunt atât de deștepți că niciodată nu și-au dat seama că au fost proști în viață. E, nu știu cum să zic treaba aceasta, dar e chiar funny când îți dai seama că ai fost prost. Mie vine să râd de mine singur, mă uit în oglindă așa și vine să râd. Adică mai este o notă de copilărie în noi încă, deși suntem în vârstă cumva. Dar îți dai seama că ai fost poate prost sau prostit de cineva. Îți dai seama de treaba aceasta. Ce trebuie să învățăm din Scripturi? Dacă am descoperit că am fost prost într-o împrejurare, nu trebuie să fiu prost până la capăt. Nu. Pentru că există acest proverb românesc de mare inspirație biblică. Și el sună așa. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul, adică mândru. Ca să fii prost e omenește. Nu vă speriați. Toți suntem, într-o măsură mai mică sau mai mare. Asaf a zis, Doamne, eram prost și fără minte, îți spun drept. Adică și-a dat seama, uite ce prostie hrăneam eu în capul meu. Cum am putut eu să mă gândesc la așa ceva? Dar uite, te gândești câteodată. E omenește, nu știu ce cum să folosesc în locul lui prost, că n-ar vrea să folosesc prea des aici. Și să... Dar e omenește. Cum? Nesăbuit, să zicem. Nesăbuit sau... Mai sunt alți termeni. N-aș vrea să folosesc niciunul dintre termenii aceștia. Dar când ți-ai dat seama de treaba aceasta, să știți, nu vă speriați și nu vă prea... Este pur și simplu omenește. E omenește. Este omenește să fie în această situație. Dar de aici încolo, să știți că de aici încolo începe problema cea gravă și cea grea. Ok. Now we need to have a little translation. Ce ar fi să traduceți voi în românește după masa aceasta? What would be for you to translate from English into Romanian? But we made an arrangement already for to have a meeting in English, so that's for the future. Dar Gladys și cu Rose, ele sunt aici. Și dacă cineva ar vrea, întrucât Ionuț a fost azi dimineață și a lucrat săracul cu zmerenie, eu l-am rugat să pună pe altcineva să traducă, dar el a lucrat cu zmerenie aici. Dacă cineva între noi ar fi care ar vrea să preia slujba aceasta, după foarte frumos, mă bucur. Bun, Sami Brașov vrea să facă lucrarea aceasta. Foarte frumos. Și Sami, poți să, în câteva cuvinte să le informezi pe ele până aici despre ce a fost la paralel. Și de aici noi o să discutăm treaba. Ok. Do you hear well? Yeah? Se aude bine acolo? It's all right? It's all right. Good. Problema aceasta de a greși într-o privință sau alta este o problemă omenească. Nu trebuie să fie nimănui nici frică, nici să se simtă nu știu în ce fel faptul că a făcut o greșeală. Iubiți frați, sunt politicieni mari de tot. Am o carte acasă care se numește Greșeli fatale în războiul al doilea mondial. Păi dacă citești generali care au împins armate întregi la moarte printr-o simplă prostie din capul unui om. Asta a fost. David face o mare prostie, se duce și primește pâine și sabie de la cetatea preoțească Nob, de la preoții care erau acolo, în fața unui trădător. Doegă Domitul, care era acolo infiltrat și urmărea tot ce se întâmpla, și el primește în fața unui trădător pâine și sabie. Și nu-și dă seama că este o prostie imensă ce face el. După, datorită greșelii lui, pe care a făcut o foarte gravă greșeală, întreaga această cetate a fost executată de către asasinul acesta, Saul. A ucis întreaga cetate preoțească. Și a dat seama că a fost o greșeală grozavă ce a făcut. Și a spus, eu sunt cauza morții acestor oameni. Partea satanică într-o greșeală nu este aceea în care un om se împiedică și cade. Nu, aceea e omenească. Partea satanică este atunci când un om începe să reziste și să persiste pe poziția aceea. Aș vrea să revenim la proverbul nostru românesc. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. După ce îți dai seama că ai făcut o prostie sau o greșeală, atunci vine satana și spune, băiete, nu se poate, e rușine să te știe lumea, adică ține-o mai departe, zice diavolul. Nu te da
Cum că ai greșit? Ține-o mai departe, ține-o până la capăt. Socrates trece pe stradă odată și vede un student de-al lui, el care preda un fel de viață puritană studenților lui, vede un student al lui la casa aceea. Studentul l-a văzut și imediat s-a refugiat înăuntru, l-a văzut și el pe profesor. Și Socrates s-a apropiat de casă și l-a strigat pe nume, vino afară, i-a spus. Și el a zis, zice, nu, mi-e rușine să vin afară, a zis el. Și a spus, nu te înșela, e o greșeală gravă aceasta, zice. A fost rușine când ai intrat în casa aceasta. Aici este rușine doar să intri, nu este rușine să ieși din locul acesta. Ieși din locul acesta, că nu este nicio rușine să ieși de acolo. Dar diavolul zice, intră mă, că nu e nicio rușine, ce să vă aștept? La el nu e rușine când intre. Dar dacă dai să ieși înapoi, spune, bă, e rușine, te faci de rușine, nu se poate așa ceva. Nu se poate lucrul acesta. De acolo intervine partea satanică. Latinul spune errare humanum est. A greși este omenește. Dar a persista în aceasta este diabolic. Ți-a dat seama că ai făcut o prostie sau greșeală, indiferent despre ce e vorba, dacă întreagă cetate preoțească nob a murit din prostia ta, te-ai dus și ai luat pâine în fața unui trădător, trebuia să nici nu deschizi gura când vedeai că un astfel de om este acolo. Ți-a dat seama că ai făcut această greșeală. David spune, eu sunt vina acestor oameni. El n-ar fi ajuns niciodată în situația în care a ajuns dacă ar fi ținut acest principiu în viață, dar el a persistat. O greșeală a fost când s-a uitat unde nu trebuie. A văzut pe femeia aceea care își făcea baie. Trebuia să spună, tată, te rog să mă ierți că ochii mei s-au uitat acolo. Am rămas foarte mirat de Tolstoi, care scrie de un prieten, de unul din frații lui, care era extrem de afemeat și vina, toată nenorocirea lui venea de la ochi. Și Tolstoi scrie foarte artistic, zice, ochii lui i-au nenorocit obrajii, i-au nenorocit fața. Zice, ochii i-au distrus fața. Nu, ochii i-au mâncat obrazul. Așa, literal scrie așa. Ochii i-au mâncat obrazul. Auzi, ochii să-ți mănânce obrazul. Dar e posibil. Dacă un om se oprea acolo și spunea, tată, am făcut o gravă greșeală, uitându-mă în direcția aceasta și dând drumul acestor gânduri murdare în templu Duhului Sfânt care este sufletul meu, ce caută așa gânduri la mine în cap? Ce caută simțăminte de felul acesta? Niciodată așa ceva! El era împăratul David, zice, eu te-am luat de la oi pe tine, i-a spus Domnul. Eu pe tine te-am luat de la oi și ți-am dat această poziție înaltă și frumoasă și ți-am dăruit împărăția și cu tot ce ai primit din ea și dacă era puțin ce ți-am dat, ți-aș mai fi dat mai mult. Deci ea, după ce te-ai îmbogățit și te-ai mărit, ai uitat de Dumnezeu și ai făcut ce ai făcut. Dacă David se oprea acolo, dar el continuă. Și Doamna este adus acasă și asta a fost. Și dacă măcar se oprea acolo, dar nu s-a oprit nici acolo. Și Doamna îi trimite veste. Spune, vezi că sunt însărcinată. Și dacă se oprea acolo măcar, fraților, tocmai am un copil care, vă rog să mă ștergeți de pe ștate, de la împărăție, n-aș vrea să mai continui. Le dăm un exemplu copiilor lui, ce trebuie să facă un om care face așa ceva, dacă măcar se oprea acolo. Ar fi intrat în istorie ca unul care a avut un copil nelegitim, nu? Alături de o mulțime altă mare de oameni. Dar diavolul îl împinge, persistă, persistă, persistă. Și el persistă. Fă un plan, cheamă pe omul acela, cheamă pe soțul ei, a început să lucreze cu tot felul. Dragostea, ni se citea aseară aici, dragostea nu se gândește la rău, nu stă să plănuiască cum să fac relele acestea, la ce oră să mă duc să nu mă vadă, ce să fac să nu mă prindă, ce să fac să nu se audă. Dragostea nu stă, cine iubește pe Dumnezeu, nu stă să facă planuri din acestea, cum să pot face răul ca să fiu safe. Am să vă spun cine inspiră planuri din acestea. E cineva care îndeamnă pe om la rău și care îi dă și măsuri de securitate, ca să nu se audă, să nu se vadă, să nu se știe. Și cu garanțiile acestea pe care le dă diavolul, convinge inimi de oameni. Și lui David a dat garanții. O să știe nimeni, se șterge totul. Și n-a fost destulă mustrarea care a primit-o când a venit generalul Urie Hetitul acolo și a refuzat să meargă acasă. David nu vedea că Duhul Sfânt îi se împotrivea la orice pas și lupta cu el. Și încerca să-l mustre și persista,
Persista, persista. Și Ahasverus s-a gândit la ce făcuse, dar trecuse prilejul. El nu mai putea să desfacă nimic. El ar fi trebuit să se gândească înainte de a ajunge aici. David însă mai putea. David se putea opri oriunde. Numai că Satana va combina totdeauna prostia cu mândria. Acestea două vor merge împreună și vor îndemna pe cel greșit sau pe cel înșelat să continue pe acest drum până la capăt, care capăt este pieirea lui de fapt. De ce nu i-am ruinat noi ziua Satanei și am zice, mă opresc aici, mai departe, nu mai merg din acest loc, pentru nimic în lume, cu orice consecințe. Vreau, mă arăt în public și spun, până aici. Dar nu. Sperăm întotdeauna, speră omul, într-o ieșire fără urme dintr-o astfel de împrejurare. Dar Ieremia spune, zice, nu, urma pașilor tăi în vale se vede clar și nu poate fi nici măturată, nici ștearsă, nici... Iubiți frați, din pricina mândriei, nenumărate ființe omenești au ratat ceea ce Dumnezeu le-a oferit într-o șansă de pocăință, de recunoaștere și de îndreptare a răului. Din pricina mândriei au persistat până la pieire. Din pricina unei răbufniri ca aceasta, un om și-a considerat pur și simplu simțămintele rănite, jignite și mai apoi, zice, s-a oprit și s-a gândit la ce făcuse. Am avut o cunoștință care și-a pierdut familia și la foarte mulți ani după ce și-a pierdut familia, continua să-mi repete, zice, și când mă gândesc că o simplă discuție ar fi salvat situația aceasta. Dar n-am vrut să mă întorc înapoi. Pentru că este un alt proverb tot românesc, este de asemenea foarte, foarte plin de adevăr și relevant. Nici nu știu cum să... Și asta e foarte urât, dirty, sunt cuvinte murdare astea. Că unul zice, eu acolo unde am scuipat chipurile, nu mai mă întorc înapoi. Dar știți voi, pentru voi, fiecare în parte. Petru compară pe unii oameni în ce privește relația cu păcatul, îi compară cu un câine sau cu un porc care s-au întors înapoi. Satana ia principii bune și adevărate ca acestea și le aplică la lucruri divine. Zice, uite, tu nu trebuie să te întorci înapoi la ce ai zis sau la ce ai făcut, ci trebuie să persiști. Și sunt oameni care au apucat de au zis ceva în dreptul fie tovarășului de familie sau în dreptul unui frate în biserică sau în dreptul unui cetățean la lucru, indiferent, au apucat de au zis ceva. Își dau seama după aceea, Ahasverus se gândește după aceea a trecut, își dau seama că nu trebuia să zică ce a zis, nu trebuia să hotărască ce a hotărât, nici să facă ce a făcut, dar mândria aceasta și împietrirea aceasta îl împiedică pe un om să se întoarcă înapoi și să spună, uite, mi-am dat seama că am fost rău, mi-am dat seama că te-am mințit, nu trebuia să spun aceste cuvinte, te-am mințit, am făcut acest păcat față de tine, te rog să mă ierți, eu vreau să mă opresc aici, mai departe nu mai merg de aici. De unde vine în om tendința aceasta? Păi nu vine din altă parte decât de la cel care a plecat pentru prima dată, s-a depărtat de voia lui Dumnezeu în istoria Universului, care și-a dat seama de ce a făcut, dar care a fost prea mândru ca să recunoască faptul că e greșit. Era prea important, își crease o imagine în ochii lui de prea mare însemnătate în fața oamenilor și nu vroia de infailibilitate, își crease o imagine în fața cerului, încât i-a fost aproape imposibil să dea înapoi și să spună, am greșit. Ați văzut, este o carte care a televanghelistului Baker. E mai de mult istoria aceasta a lui. El a avut o audiență de ordinul a multor milioane de persoane. A avut un imperiu construit aici în Statele Unite ale Americii. Mai sunt și acum, este Ghost Town, ceva a rămas acolo. S-a ruinat, s-a distrus tot. A fost vorba de billions, de miliarde de dolari implicați în treaba aceasta. Până la urmă, într-un moment, spune el, de neveghere, care e mai greu de gândit că a fost produsul unui moment,
Dar el, ochii lui se opresc acolo unde nu trebuie, pe cea care avea grijă de copiilor și era în casa lor acolo, fel de guvernantă. Și am văzut-o într-o seară la televizor pe această guvernantă, a intervievat-o Larry King. Lui îi place foarte mult să intervieveze persoane care au reușit să demonstreze pe creștini ca fiind niște ipocriți și niște falimentari. El se delectează în așa ceva. Și găsește tot felul de clienți de acest fel. Și într-o seară o găsise pe doamna aceasta care l-a prăbușit pe Baker, pe marele evanghelist. Și s-a culcat cu ea, Baker. Și știți cum s-a întâmplat treaba aceasta? A fost atât de fulgerătoare lovitura, cu câteva minute înainte ca el să intre în transmisie directă, într-un spectacol live care era dat pe tot pământul. Nu spectacol, într-o transmisie live care era dată pe tot pământul acesta. Urma să predice Evanghelia în câteva minute. S-a întâmplat în câteva minute înainte de treaba aceasta. Atât de fulgerătoare a fost lovitura diavolului. Fraților, vi se pare o catastrofă și o nebunie ca omul acesta să fi apărut pe post și să zică: domnilor, aveam o predică pregătită pentru astăzi, dar nu pot să o mai țin. Cu câteva minute înainte să vin aici, am fost prăbușit de satana și am consimțit la aceasta, am căzut într-o nenorocire ca aceasta. Ne oprim aici, momentan, să fi spus el. Dacă se întâmpla așa ceva, era un rău infinit mai mic. Deși ni se pare o catastrofă treaba asta, să iasă unul pe post să spună așa ceva. Domnul i-a spus lui David: fii atent, tu ai lucrat foarte pe subascuns. Dar ce ai făcut tu, să știi că o să fie cunoscut pe tot pământul. Nu există învelitoare a diavolului prin care să reușească el să înfășure păcatul atât de bine încât să nu transpire. Și a trecut timp și el s-a implicat, a fost șantajat, a trebuit să plătească cu bani cumpliți de mari păcatul acesta de câteva momente. Și doamna aceea era și puțin băută la televizor, îl ciupea pe Larry King de față, așa, făcea glume cu el acolo și era atât de satisfăcută că a reușit să facă o faptă atât de mare, să prăbușească un om ca acesta. Avea un rânjet satanic. Am citit, Ellen White spune, zice, iadul izbucnește în hohote de râs când a reușit să trântească pe un copil al lui Dumnezeu. Dar nimic cred că nu este mai de râs decât atunci când un copil al lui Dumnezeu persistă în calea aceasta a lui. Persistă și merge în continuare împins de propria lui mândrie, împins de împietrirea aceasta, de îngânfarea aceasta a lui care nu vrea să se declare om supus greșelii. Că este asta și că este altă greșeală, puțin contează. Sunt un om supus greșelii. Aici sunt. David nu s-a oprit, într-adevăr, până când a fost foarte departe. Fraților, mai era încă un pas la care îl îndemna diavolul. Când Nathan a venit și i-a spus treaba aceasta, diavolul îl îndemna: persistă, tăie capul ăstuia. Că ăsta știe ce s-a întâmplat. Până acolo, pentru că Samuel știa, Samuel spunea ce Saul m-ar tăia dacă ar ști ce fac. Da, nu, într-o altă împrejurare. Samuel vorbea despre Saul, zice, Saul ar fi în stare să mă taie dacă ar ști ce fac acum. Și David la fel în împrejurarea aceasta cu Nathan. Riscul era foarte mare, dar Nathan a mers cu mare înțelepciune, s-a apropiat de el ca de o fiară. Adică nu poți să te apropii ușor de un om căzut în plasa diavolului. Nu poți să te apropii. Animalele care sunt prinse în cursă, spre exemplu, trebuie să fii foarte atent cine se duce acolo la ele, pentru că sunt pericolul de pe fața pământului, cât de feroce pot să fie ele. Și Nathan se apropie cu mare prudență de el și îi spune parabola aceea foarte frumoasă și după ce își dă seama că i s-a trezit conștiința și îi spune 4.000 pentru un miel să dea vinovatul acesta care a făcut așa ceva, atunci își dă seama, omul ăsta nu-i mort. Omul ăsta încă gândește și Nathan îi spune: omul acesta ești tu. Și în clipa aceea, în sfârșit, David se oprește. Mai era un singur pas. Dacă trecea și peste sfatul lui Nathan și continua persistența lui, nu pot să-mi imaginez care ar mai fi fost istoria. Dar s-a oprit la acest ultim pas. Acum când satana ne îndeamnă pe noi să mergem un pas mai departe pe calea răului, noi ar trebui să ne punem întrebarea: câți pași ori mai fi de făcut? Că el ne dă impresia că mai e mult de mers, încă se poate merge destul. Noi ar trebui să ne întrebăm câți pași mai sunt de făcut, dacă o mai fi un singur pas. Nu cunoașteți niște persoane din California pe care vi le-aș spune acum, dar știu că nu-i cunoașteți. Unul dintre ei, bun prieten al meu, apropiat și vecin care este acolo, mi-a povestit de trecerea frontierei, cum au trecut ei frontiera în Iugoslavia. Și au pornit pe un,
râu pe Nera, undeva prin Caraș Severin, și trebuia mers mult de tot pe râul acela și prin munți, pe valea aceea înfricoșătoare, până când se ajungea undeva și de acolo tot așa, până treceau frontiera. Era un drum cumplit. Am impresia că a fost cam 10 zile de mers, până când ei au reușit să nebunească până la urmă, că erau 3 oameni, au reușit să nebunească, să nu mai știe cum îl cheamă pe cine, cum îl cheamă, dintre ei nu se mai cunoșteau, să considere criminal pe toți ceilalți și fiecare să uite cu ochiul rău la ceilalți, au ajuns până când și-au pierdut mințile aproape. Dar el îmi povestește un incident extraordinar. Și m-am bucurat că Dumnezeu mi-a ajutat să aud din gura lui acest incident povestit. Deci era o noapte de zmoală. Nu mai știm a câta noapte a fost. Nu mai știam unde suntem, dacă suntem departe de frontieră, aproape, dacă am trecut, dacă n-am trecut. Nu mai știam nimic, absolut nimic despre noi. Nu știam unde suntem pe pământ. Deci și era, nu puteai să vezi absolut nimic, nimic. Și noi eram în munți, în munți, sus, sus de tot, urcând și mergând continuu nu știu în ce direcție. Și spune el, zice, deodată când mergeam noi și gâfuiam în nebunii și mergeam și mergeam și mergeam, zice, am avut un îndemn o dată, parcă cineva mi-a dat una în piept și m-a oprit așa odată pe loc. Și m-am oprit. I-am oprit și pe ăsta care erau cu mine, opriți-vă. Și ne-am oprit. Și stăteam degeaba acolo, dar ne venea să mergem mai departe. Dar nu ne venea să mergem mai departe. Ne zbucimam, când să plecăm, când să stăm. Și el zice, mie mi-a venit o idee. M-am plecat la pământ, am început să bâșbâiesc, am găsit o piatră, am luat-o și am aruncat așa în față. Și când am aruncat-o, odată am înghețat că nu s-a auzit nimic. Și am stat, și am stat, și am stat, și am stat, și într-un târziu aud, poc! De undeva din fundul pământului a sunat. Am stat încremenit pe loc până când s-a făcut ziua. Când s-a făcut ziua, noi eram pe creasta stâncii. La un pas, următorul nostru pas ar fi fost în prăpastia aceea unde praful și pulberea s-ar legea de noi. Dar ne-am oprit acolo. Atunci când diavolul ne îndeamnă să persistăm, ar trebui să ne întrebăm câți pași ori mai fi de făcut. El zice, mai e destul, n-ai teamă, nu. Încă mai merge, încă mai merge. Nu, ar trebui să ne punem întrebarea, pentru că el de câte ori vorbește, îl spune o minciună. El vorbește dintre ale lui. Sunt lucruri care ne sunt clare în mintea noastră că sunt rele. Știu că fac răul, îmi dau seama. Ar trebui să-mi pun întrebarea de câte ori mai pot să fac acest rău. Până unde mai pot permite luxul acesta? Ahasverus s-a gândit și a dat seama că ceea ce făcuse el fusese o lovitură nu numai irațională, dar aproape sinucigașă. Și a dat seama că a lovit un om nevinovat, a lovit pe cel mai de încredere și mai demn de pe fața pământului, pe singurul care l-a iubit cu adevărat. Satana era atât de disperat să îndepărteze de lângă el pe sfetnicul acesta credincios, pe împărăteasa Vastii. Fiindcă avea de mutat nebunul pe tabla de șah, urma să mute pe Haman piesa aceasta în față și nu putea de regină. Era regina în cale. Și atunci a dat regina la o parte ca să poată să mute nebunul. Dar când a mutat nebunul și Dumnezeu a mutat regina cealaltă, pe Estera, și lucrurile, în toată plănuirea diabolică a lor, au intrat pe un făgaș a cărui tensiune conflictuală este atât de mare, încât, așa cum am spus la început, seamănă cu sfârșitul istoriei pământului acestuia. O să discutăm din această perspectivă apocaliptică. Iubiți frați, când simțim în noi și este în fiecare dintre noi tendința de a persista, să ne aducem aminte că acest lucru este diabolic. Și să ne oprim la timp. La timp înseamnă acum. Orice încercare mai târzie decât aceasta să fie mai grea decât cea prezentă. Dacă acum ni se pare greu să ne oprim, puțin mai încolo o să fie teribil de greu. Jim Baker a scris o carte care se intitulează extraordinar de sugestiv. Are titlul format din cele mai grele cuvinte pe care le poate spune firea pământească a unui om. Cartea este atât de groasă, așa de mare, și se intitulează I Was Wrong. Atât. I Was Wrong. Mrs. Ruth Graham, care tocmai a trecut la odihnă, Mrs. Ruth Graham, a avut toată grija să-l viziteze în închisoare.
Și nu s-a considerat nici înjosită, nici că îi strică reputația vizitând pe omul acesta. Da, poate ăsta o fi împărțit banii cu domnul Billy Graham și cu soția lui. N-are nimic ce zice lumea. Mă interesează ce scrie în cărțile din ceruri. Dacă o spune că a împărțit banii cu el, n-are nimic, nicio problemă. Poate or fi având și ei același fel de viață. Cine știe cine or fi și ăștia? Apar ei că-s la, acolo la televizor, nu știu cine, dar or fi și ei tot ca Jim Baker, că uite, ei îl vizitează. Au fost printre puținii, dacă nu singurii, care s-au dus cu credincioșie la închisoare. Și într-o zi, Mrs. Graham, Ruth, l-a văzut pe Jim îmbătrânit și părăsit și mizerabil. Și căuta niște hârtiuțe, că a zis el că a făcut niște notițe, i-a venit în minte un subiect de predică, a făcut ceva notițe, nu știu în ce împrejurare a fost situația asta, le tot căuta prin toate buzunarele și nu găsea. Și Mrs. Graham îi spune, zice, ce coincidență fericită de la Dumnezeu. Zice, uite, Billy și-a cumpărat un pormoneu de piele și zice, nu l-a purtat niciodată, pentru că l-are pe ăla și nu se poate despărți de el, dar l-a cumpărat și pe ăsta. Și l-am adus și vreau să ți-l dăruiesc. Și i-a dăruit pormoneul lui Billy Graham și i-a dăruit o curea care era a lui Billy Graham și după aceea când a ieșit din închisoare i-a spus cum te eliberezi să vii la noi acasă. Și l-a luat la ei acasă și l-au întreținut frumos la masă și l-au ajutat și l-au încurajat. Și el a scris această carte, I was wrong. Am convingerea și vă mărturisesc, am citit cartea. Vă recomand, e cam mare, dar treceți repede prin ea. Am convingerea și dacă l-aș întâlni, aș aduce o veste bună și frumoasă. Și aș spune așa, Jim, tu nu ai câștigat la credință atâta lume în proclamarea Evangheliei pe care ai făcut-o tu pe televiziune în lumea întreagă, cât ai câștigat în ziua când ai scris pe coperta cărții aceleia, I was wrong. Ai învățat miliarde de oameni în lumea aceasta să spună aceste magice cuvinte. I was wrong. Am greșit. Am greșit în felul cum ți-am vorbit, am greșit în felul cum m-am purtat. Vreau să-ți spun totul și vreau să știi acest lucru. Fraților, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar am avut o experiență în familie la noi care a fost de tipul botezului lui Ioan, de tipul botezului pe care le făcea Ioan Botezătorul. Socrul meu s-a hotărât să se boteze. Și una din dorințele mele când discutam cu prietena mea care a rămas să-mi devină soție și în august o să împlinim 25 de ani de căsătorie cu ajutorul Domnului, și cu permisiunea dumneavoastră să merg acasă să avem nuntă de argint. Când discutam noi acest lucru, i-am spus personal că aș vrea să rămânem în jurul părinților până când îi vom câștiga la credință și să plecăm după aceea. Aș vrea să rămânem acolo. Și am discutat noi de mai multe ori apoi decizia aceea. Dar aceasta ne-a fost decizia la început. Și cu ajutorul Domnului așa s-a întâmplat. Și soacra mea a venit la credință, și socrul meu a venit la credință, și cumnatul meu a venit la credință. Că ei erau, toată familia era, a lor era. Dar când socrul meu a venit la credință, am fost martor al unei experiențe din acelea, din vremea apostolilor sau din vremea lui Ioan Botezătorul. Socrul meu a spus, vreau să închei legământ cu Dumnezeu, i-a spus soacrei mele. Și soacra mea, care nu era botezată, a fost prima care l-a susținut pe el. Și i-a spus, mitică, trebuie să faci pasul ăsta. Și el care își dorea din tinerețea lui, fiindcă el în urmă cu 50 de ani a câștigat pe altul la credință, socrul meu. L-a câștigat pe unul la credință în urmă cu 50 de ani, el vrea să devină adventist și n-a devenit. Și l-a câștigat pe acela la credință și el a ocolit 50 de ani de atunci și după 50 de ani a ajuns și socrul meu unde l-a dus el pe altul în urmă cu o viață întreagă. Dar aș vrea să vă spun ceva cutremurător. Când i-a spus soacrei mele, aș vrea să mă botez, socrul meu a spus, zice, aș vrea să stau de vorbă cu tine. Și socrul meu a spus, da, uite. Și au mers acolo în casă, cred că este o cameră spre grădină, cred că acolo a stat de vorbă. Și socrul meu a stat în fața soacrei mele și a declarat toate nelegiuirile pe care el le-a făcut, de care ea n-a știut niciodată. Nu ați mai auzit de mult așa ceva. Eu cred că ați văzut multă lume la botez parfumată, dichisită, fardată, dar din ăștia n-ați văzut mulți la botez. Nu. Pentru că botezul gâștei se face foarte ușor, știți? E gâsca trece până apă și nu se lipește nimic de ea. Nu așa ne zicea la școală, dar se aplică și la credință lucrul acesta. Socrul meu n-a coborât în apa botezului până când n-a stat în fața aceleia împotriva căreia greșise. Și el nu arăta deloc ca unul care ar fi putut să facă astfel de greșele. Deloc. Dar a făcut, pentru că între altele și socrul meu este om
Dar vreau să vă spun că e un mare om. E un om extraordinar. Niciodată nu voi uita așa ceva. Cât voi trăi, voi păstra în amintirea mea. Soacra mea a fost între două simțăminte. Deci venea și să-l pup și să-l omor, nu știam ce să fac. Dar l-a primit cu toată dragostea. I-a primit păcatele, i-a primit nelegiuirile. Soacra mea are o inimă deosebit de iertătoare, de generoasă cumva, chiar are un impuls în direcția cea bună. Și după ce socrul meu a spus toate aceste lucruri și s-a eliberat de ele, atunci a mers la botez. Aș vrea să vă spun că este o mare experiență aceasta și e cu totul diferit de cea obișnuită în care intră oamenii în apă și ies în partea cealaltă. Nu la câtva timp după treaba aceasta, 10 ani probabil de la botezul lui, el a trecut printr-o criză grozavă. A avut un blocaj renal care l-a adus pe marginea gropii. Am dormit 21 de zile pe un scaun în București la spital. Eu am stat pe un scaun lângă patul lui. 21 de zile. M-a preferat pe mine. A spus, cumnatul meu era asistent medical, dar a spus, nu, Nicu să meargă cu mine la spital. Și eu am mers cu el la spital. Și doctorii încercau să mă dea afară din spital. Să văd, nu mai pierde timp aici cu omul ăsta. El era mai mult în comă decât conștient. Nu mai pierde timpul cu omul acesta. Eu am continuat să pierd timpul cu omul acela și am continuat să mă rog. Se trezea în unele zile, să zic, 2-3 minute maxim dintr-o zi întreagă, restul era dus. Alte dăți doar un minut. Dar dumneavoastră știți ce spunea socrul meu când deschidea ochii în minutul acela de conștiență? Numai apă îi puneam pe buze. Era o simplă umbră, niște oase și niște piele agățată de ele. Unul vrea să-i facă masaj într-o zi. Zic, nu, face masaj că zic că îți rup degetele dacă îl masez pe socrul meu sărac. Adică numai oase, n-ai ce să-i mai masezi altceva decât ele. Și într-un timp ne-a băgat direct la morga de vii. Era un fel de morga acolo unde ducea pe muribunzi. Și pe noi ne-a dus pe amândoi acolo și eu am dormit în morgă vreo 7-8 zile. A murit doctorul lângă noi, un doctor mai bătrân, a murit o domnișoară în partea cealaltă, erau cerceafuri într-adevăr care întindeau ei, gemete acolo, unul murea, când auzeam că tăcea, gata, s-a încheiat, a mai tăcut unul, veneau, luau cu targa și acolo am petrecut noi o săptămână. Sau ultimele 10 zile, cred că au fost, pe care le-am petrecut acolo în morgă. Vreau să vă spun însă cuvintele pe care le spunea socrul meu când deschidea ochii. În pauzele acestea scurte. Și în paranteză fi spus, a fost salvat de Dumnezeu și a făcut 6 călătorii în America, de atunci până acum, să știți. Dar și acum ar mai veni dacă l-ar lăsa soacră mea, dar ea nu mai lasă că vrea să stea împreună. Dar vreau să vă spun că în clipa când deschidea ochii, doar aceste cuvinte le putea spune. Ah, cât mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să mă botez. Așa spunea. Așa spunea. Cât îi mulțumesc lui Dumnezeu din nou și iară cădea. Și așa zăcea până mâine și mai încercam să-l mai trezesc. Mai. O experiență ca aceasta în care ai dat la o parte și ai ras și ai curățit locul între tine și Dumnezeu. Uite, Marian știe că la electrică dacă nu ai suprafața curățită, bine, nu face contact, nu? Dacă între tine și Dumnezeu ai lăsat murdăria aceasta, nu? Nu. Dar el a ras tot. A ras tot. A făcut curat. Și atunci a intrat în apa botezului înaintea lui Dumnezeu și i-a dat bucurie chiar în ceasul morții. Era atât de fericit. Mi-a spus, zice, nu mă interesa că mor. Zice, atâta bucurie, nu mi-aduceam aminte de nimic în toate zilele alea de agonie și de moarte care a fost. De nimic nu mi-aduceam aminte decât de legământul care l-am încheiat cu Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt îi umpluse sufletul de bucurie la legământul acela și așa i-a rămas. Dar sigur că sunt lucruri care poate diavolul spune, domne, da, te faci de râs, da, strici situația, da, ce se întâmplă? Nu, el n-a vrut să persiste pentru nimic în lume. A zis, nu voi duce cu mine în mormântul botezului amintirea acestor lucruri. Le voi rezolva înainte de aceasta. Ioan Botezătorul a zis, zice, faceți fapte vrednice de pocăință înainte de a face lucrul acesta. Faceți ce trebuie. Limpeziți drumul între voi și Dumnezeu. Îndrăzniți și faceți lucrarea aceasta. Și Dumnezeu va răspunde, zicea el, cu Duhul Sfânt și cu foc, adresându-se la Domnul Hristos. Ahasverosh s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Mă rog lui Dumnezeu, dacă nu ne putem gândi mai înainte, fiindcă suntem români, noi ne gândim după aceea. Ar trebui să nu fim nici români, nici persani, ar trebui să fim creștini.
Și un creștin e condus de Duhul Sfânt când gândește. Dacă nu putem să ne gândim înainte de a face un lucru rău, cel puțin, dacă lucrul acesta s-a întâmplat, să ne ajute Dumnezeu să nu persistăm, să nu intrăm pe calea pe care a mers Lucifer. El a mers în persistare. Să mergem pe calea pe care a mers toți oamenii lui Dumnezeu, care au fost oameni greșiți ca și noi. Nu ușoare sunt cuvintele acestea, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Ce slăbiciuni, Doamne, avem noi? Păi unul are una, altul are alta. Și cum, Ilie le avea și el pe astea? Da. Sfântul Ilie? Da, Sfântul Ilie. Sfântul Ilie le avea și el pe acestea. Nu-ți vine să crezi, dar așa scrie Biblie. Era supus acelorași slăbiciuni ca și noi, omul acesta. Și Domnul Hristos a luat oameni din diferite locuri ale vieții și a făcut din ei copii ai lui Dumnezeu. Pentru că aceștia n-au ales să persiste în calea lor. Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute să nu progresăm și să nu persistăm pe această cale niciodată. Chiar când tendința din noi ne va împinge să mergem mai departe, să continuăm cumva, când ne va împinge să salvăm imaginea, chipurile, să sperăm într-o ieșire fără pierderi sau fără urme dintr-o situație ca aceasta, Dumnezeu să ne dea putere să nu dăm satisfacție diavolului niciodată. Sau pe de altă parte, să nu ne dea putere să persistăm, să ne ajute să nu mergem un pas mai departe. Ci acolo unde Duhul Sfânt ne-a cercetat și ne-a spus, căile tale nu sunt căile lui Dumnezeu, oprește-te aici. Acolo când ne-a spus lucrul acesta, acolo pe loc, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze cu tăria aceasta să ne oprim. Și dacă mă îngăduiți să mă adresez familiilor, când vezi că soțul sau soția are probleme în direcția aceasta și persistă, se încăpățânează, se justifică, ajută-l pe omul acela să nu persiste. Fă tot ce poți și spune, uite, știu că ai inclinația să persiști acum. Știu că mândria te împinge să mergi înainte și să nu recunoști că a fost o greșeală ce s-a întâmplat. Te rog, în numele Domnului, hai să nu mergem mai departe. Eu mă rog cu tine, hai să ne luptăm amândoi să nu persiști pe calea aceasta. Un tovarăș de viață nu va uita niciodată o intervenție de acest fel. Va rămâne pentru totdeauna în inima lui. Sau poate nu te va asculta. Poate nu te va asculta, va persista, dar se va gândi într-o zi la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el prin tine. Cum a încercat să-i scape viața. Dumnezeu să ne ajute să ne putem sprijini cu adevărat unul pe altul în direcția aceasta și când simțim că nu avem puterea aceasta, să o cerem de la acela care poate să ne facă mai mult decât biruitori în lupta împotriva păcatului. Și Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim de descoperirea cuvântului tău din ceasul acesta. Îți mulțumim de lumina pe care tu o aprinzi în sufletele noastre, de marea lumină a lumii care este Domnul Iisus Hristos. Iartă-ne, Tată, că bâșbuim și umblăm în întuneric când am putea să mergem în lumina ta minunată. Tată, am învățat în după amiaza aceasta de primejdia persistenței. Te rugăm din toată inima, ține conștiința noastră trează în privința aceasta. Fă-ne, Doamne, ca să nu dăm niciodată avantaj mândriei din noi. Aceasta să nu ne împiedice să recunoaștem greșeala noastră, ci să ne ajut, Tată Bun, ca printr-o recunoaștere sinceră și deschisă, să fim despărțiți de păcatul și greșeala noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu ai promis, Doamne, că vei limpezi și vei spăla recordul vieții noastre, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Fă, Doamne, să nu cumva să te împiedicăm în lucrarea aceasta pe care Tu dorești să o faci. Și fă, Părinte Bun, ca legământul dintre noi și Tine să fie un legământ curat, să fie un legământ întemeiat pe credință în Dumnezeu, pe sinceritate, pe o adâncă întoarcere la Dumnezeu. Rămâi în mod special în familiile noastre, Tată, și ca soț și soții, păzește-ne de încăpățânare sau de persistență satanică într-o direcție greșită. Ajută-ne, Doamne, să ne sprijinim unul pe altul ca să nu ajungem ca diavolul să împlinească planurile lui cu noi. Păzește-ne, Părinte Bun, să nu cumva să facem cel din urmă pas pe un drum sau pe altul. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ne-ai dat această nouă șansă în viață, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Să luăm loc.
Acum înțeleg cuvintele, ce scurt îmi pare, a Domnului zi sfântă. Așa de repede mi s-a părut că a trecut acest sabat, am ajuns la încheierea lui. Mult Dumnezeu să ne ajute să punem în practică ceea ce am învățat în acest sabat și să ne luptăm ca să fim așa cum El dorește, copii plăcuți ai Lui. Veniți împreună să închidem momentele din această după-amiază și sabatul, cântând imnul Îmi amintesc de o scumpă zi. Bunul nostru Tată Ceresc, în numele Domnului Hristos să-ți mulțumim pentru apelul pe care l-ai adresat în această după-masă tuturor. Amin. Îți mulțumim pentru inima ta largă și pentru brațele tale deschise cu care vrei să primești un om înapoi oricât de departe a ajuns de tine. Amin. Îți mulțumim pentru puterea salvatoare a Harului tău care este în stare să întoarcă un om chiar și înainte de a face ultimul pas. Amin. Și te rugăm acum pentru toți aceia care sunt încercați de cel rău, cu ispitele lui amăgitoare, dă-le puterea morală de a se întoarce la tine. Amin. Te rugăm să ne binecuvintezi pentru săptămâna care urmează, amin, să binecuvintezi munca tuturor, să ne dai sănătate. Amin. Te rugăm să ajuți ca cei dragi ai noștri să fie binecuvântați de tine prin mijlocirea noastră. Amin. Și bucuria cerului să vină în sufletul nostru și în viața noastră. Amin. Pentru toate acestea îți mulțumim și te lăudăm, acum și în veșnicii. Amin. Amin.